Bun găsit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Hai că ne-a dat iar DNA-ul o pâinică de pe pat. Chiar am avut probleme dimineață când scriam la emisiune cu băieții. Ne spuneam, bă, dar instituțiile astea nimic, nimic. Nu s-ar și ele în sprijinul audiențelor cu niște arestări, cu ceva? Și pac, pe la prânz se ridică pluta frumos și apoi se pune pe lat. Doi pești mari, uite așa. Fostul șef al ANAF plus doamna Bica. Nu știu alții cum sunt, dar eu când aud ceva despre ANAF mă gândesc la Blejnar, imediat. Să vezi că l-au săltat pe Blejnar în sfârșit, așa îmi zic de fiecare dată. E, nici de data asta n-a fost să fie. Or să ajungă ăștia să aresteze și mașinile și clădirea ANAF-ului. Sper ca până la urmă să se ajungă și la Blejnar. Prin 2057, așa, dar nu-mi pierd speranța. Mă rog, pentru moment ne mulțumim cu Șerban Pop și el fost șef al ANAF. Nu atât de fost ca Blejnar, mai din coace, așa. Bun și ăsta, ce să zic. Surse judiciare spun că Șerban Pop ar fi luat de la omul de afaceri Horia Simu o sumă de aproximativ 240.000 de euro ca să fie soluționat sau să fie rezolvat un dosar pe care acesta îl avea la DIICOT, iar Alina Bica ar fi primit pentru acest lucru, pentru că în acea perioadă era șef a acestei direcții, aproximativ suma de 17.000 de euro. E, uite, asta înseamnă să colaboreze instituțiile între ele, să curgă banul, să ungă sistemul. 230.000 dintr-un foc. După aia ne mirăm ca proștii. Bă, ăsta a fost bugetar toată viața. De unde are el o vilă cât un județ și 300 de mașini? E, de aici are. Că în loc să le ia banii borfașilor și să-i bage la buget, îi duc la ei acasă. A, să vă mai amintesc ceva. Nenea Pop este cel care scotea din ANAF acte pentru Dan Voiculescu. Mai un șantaj mic, mai o reclamă, de vară acolo, mai bine să fie decât să nu se ajungă, nu? Dar stați, că a venit și doamna Bica, of, ca o floricică. Spuneți, doamnă. Nu știu, nu mi-a oferit amănunte și mi-a oferit informațiile imediat. Dar nu mai pot. Date de suspect. Și având în vedere că, cel puțin din punctul meu de vedere, trăiesc într-o minunată dictatură, intru, o să văd ce este. Oricum, nu doresc nimănui. Doamnă, de la domnii ăștia, la orice. Vă așteptați chiar să fiți reținută? Vă spuneam, la orice. E, doamnă, eu nu cred că vă așteptați la orice, chiar la orice. Adică nu vă așteptați ca procurorii DNA să vă mai dea niște șpagă. Sau nu vă așteptați ca procurorii să vă fi chemat pentru un interviu de angajare, știind că n-aveți de muncă. Deci nu cred că v-ați fi așteptat chiar la orice. Noi, în schimb, da, ne așteptăm la orice. Dar dacă ne-ați fi întrebat la ce speram, mă rog, Pop și Bica arestați la mijloc sunt 230.000 de euro. Ce ziceți, domnul Blejnar? Ce găinari! Te crezi și eu cum să nu te aresteze ăștia când văd că umbli cu mărunțiși? Păi pe vremea lui Matale, banii ăștia erau așa, de dat rest la o șpagă de 2 miliarde de euro. Copii și junior, domnul Blejnar, n-ai cu cine. E, hai că s-a făcut și 1 septembrie, a venit toamna, pleacă păsările călătoare, o să plece și berzele din Argeș, drăguțele, da, deocamdată uite că s-au întors parlamentarii, da. Astăzi a început noua sesiune parlamentară. Au sosit băieții așa ca școlarii, au venit cu minți, s-au așezat în bănci, s-au uitat în jur să vadă care lipsește, care n-a auzit ceasul, care a pierdut autobuzul, pe care l-a mai luat DNA-ul. Chestii de-astea, banalități. Senatorii erau pe aici prin capitală de săptămâna trecută, veniseră să discute despre codul fiscal, dar s-au prins imediat că habar n-au ce-i ăla și s-au cărat după 5 minute. Da, exact! Au stat 5 minute, au zis repede că mai vorbim și gata, pac, pac, indemnizația de ședință la Teșcherea. După aia s-a cărat fiecare pe unde a avut treabă, pe la munte, pe la mare, pe la DNA. În rest, ce să zic, au la treabă, vai de mine, au demărit salariile demnitarilor, mi se pare că mai au de lămurit și cu pensiile lor, au demodificat codul penal, era să spun că au demăcelărit, doamne iartă-mă, au de umblat la salariile personalului medical, da, dar prioritatea e tot codul fiscal pe care l-au luat repede la mână, am înțeles că l-au trecut prin senat și l-au expediat deja la cameră, se pare că azi au venit cu lecția învățată,
Ori ori fi copiat, naiba știe. Sau le-a dictat interesul național. Asta e logic. Joi la 10 începe dezbaterea în plenul Camerei Deputaților și 12:30 joi va fi votul final, în așa fel încât după 3 zile, duminică, să fie trimis acest proiect de lege la promulgare. Ce mi-a plăcut asta? Ci că joi la 10 începe, la 12:30 se votează, astfel încât duminică să ajungă la Cotroceni. Hai repede, poate îl prinde luna asta pe Iohannis la muncă să-l promulge. Aoleu, au nebunit parlamentarii, frate. Au plecat români și s-au întors nemți din vacanță. S-au făcut mai nemți decât Iohannis. Ghinion, ghinion. Mă, rest așa, despre ei ca oameni, ca bun uman, cum ar zice regele Gică Hagi, ce să vă mai spun? Șova cu dosarul, Udrea cu controlul judiciar, Zgonea s-a însurat pentru a doua oară, Tării a rămas la a cincea, de altfel Nea Tării pare neschimbat. A greșit repede și un care pe care ca să-și intre în mână. Na. Câțiva senatori au migrat pe timpul verii, e natural, v-am spus că sunt fel de cocori. Uite că le-am găsit așa o metaforă mai digerabilă, deși ei în realitate tot traseiși se cheamă. Și senatorul Ilie Năstase și încă un senator de la încerc să fac un efort de memorie, al patrulea senator, care a solicitat de asemenea să treacă în grupul UNEPR. Pe vedeți, nici n-a venit bine la muncă și a început cu problemele de memorie. V-am zis că-i neschimbat Nea Tării. Bine totuși că nu s-a dus pe podul ăla de la Agigea să deschidă acolo sesiunea parlamentară. Domnul Ponta, haideți, domne, am crezut că după vacanță, după Miami, după Delta, după Cosmos, naiba știe pe unde ați mai fost. Credeam că veniți mai relaxat, așa. E, nu. Domnul Ponta are o altă nemulțumire. N-are opoziție. Ce vorbești? Dacă n-are opoziție, nu poate să se desfășoare. E adevărat că nu prea avem opoziție, ceea ce e bine pentru România, dar avem mult scandal și multă ceartă. Și din punctul ăsta de vedere, apelul și strategia lui Liviu este cea mai corectă pentru noi toți. Pentru că noi muncim, ceilalți țipă. Da, nu e opoziție, dar există Liviu, cum îi ziceți dumneavoastră. Iar Liviu este un băiat care ține atât de mult la partidul ăsta, încât dacă e nevoie, face și opoziție. Nu, serios, domnule Ponta, n-ați simțit așa ceva opoziție din partea lui Liviu, nu? Nu vi se pare că Liviu face opoziție atât de tare încât el e la putere, cel puțin în PSD? Sta să vedeți că o să facă Liviu opoziție de n-o să mai aveți loc în PSD. Altfel, domnule Ponta, ne place la nebunie când o băgați pe asta cu noi muncim, alții țipă. Serios? Lăsați-ne pe noi să vedem asta. Nu ne considerați atât de proști încât să ne desenați. Tarzan, bun. Jane, proastă. Ponta, muncește! Alina, țipă! Important e ca rezultatele se vadă. Vreau să adaug doar la ce a zis Liviu, apropo de priorități. Codul fiscal, să vă dau o veste bună, așa cât iese presa. Și sper să nu audă presa. Pe luna august, cu TVA 9%. A, ce drăguț! Ăștia tocmai evacuau presa când premierul se pupa singur în dos. Voia să spună ceva de încasări record, de TVA și aceleași glumițe de să te tăvălești de râs. Să zic asta cât e presa, dar să n-audă presa. Hi-hi-hi, ha-ha-ha. Vai, ce aroganță minusculă am făcut. Deci, ca să închei, stați liniștit, domnule Ponta. Se va rezolva și cu opoziția. O să aveți parte de opoziție. V-am zis, Liviu e băiatul care rezolvă problemele. Ce-mi place la Alinuța Gorghiu e că, deși legendele care circulă susțin alte ipoteze, ea nu se lasă așa cu una, cu două. I-a adus Dragnea flori, i-a adus cutii cu bomboane, a plimbat-o pe la film. Un film tare, nu știu dacă l-ați văzut. Codul fiscal se întoarce, nebunie. Dar ea nimic, e tot reținută și face figuri. Mai pe scurt, liberalilor nu le convine că Dragnea stă de vorbă cu ei. Aici au dreptate, nici noi n-am fi crezut că pedeliștii vor ajunge atât de repede să fie băgați în seamă. Dar să trecem peste asta.
constat acum nuanța pe care Liviu Dragnea în discursul public o subliniază că a devenit PSD-ul un partid al dialogului. Au și demonstrat, acceptând propunerea noastră, invitația noastră de a discuta în termen de prudență pe codul fiscal. Vai de mine, ce pervers! Deci nu doar că a promis, dar s-a și ținut de cuvânt. Cu un astfel de om, pe bune, chiar nu trebuie să te bagi. Pare că Alinuței îi place ce se întâmplă, dar nu vrea să-i placă. Îi e ciudă așa că îi place de Dragnea. Lăsați, doamnă, are casă, oh, și ce casă, mașini, bani, are și bustață. Vocea dulce a unor lideri PSD poate să fie un dar otrăvit, dar vreau să vă spun că suntem extrem de atenți și îi știm pe cei din PSD ce le poate pielea, sunt un partid al non-reformei și sunt adversarii noștri politici. E, vedeți, așa mai veniți de acasă. Deci ideea tot asta e. Alo, nu mai discutăm cu PSD-ul, că trebuie să fim adversari. E bine, dar n-are cum să fie bine, așa că să fie rău. E, acum între noi, știți de câte ori ne spunem asta și noi, alegătorii? Bă, e prea bine, să vezi ce nasol o să fie. Dar stați, că astăzi a răspuns și domnul Dragnea. Nu putea să o lase așa pe Alinuța nerăspunsă. Nu o văd foarte bine, dar am citit și eu ce a spus doamna Alina Gorghiu. Eu în continuare insist să ieșim din această paradigmă a războiului politic permanent și să o facem pentru țară și pentru cetățenii români. Este mult mai importantă țara și cetățenii români decât bănuielile unora sau altora despre ceilalți. Eu nu sunt pervers, nu știu dacă a folosit cuvântul ăsta, dar dacă l-a folosit, spun că nu, sper să nu fi folosit. Nici PSD-iști în general, am văzut o temere că știe cine poate pielea nouă. Eu în continuare stau cu mâna întinsă. Stau cu mâna întinsă și sper să nu primesc pietre în cap de la cei cu care chiar vreau să lucrăm împreună. Vedeți, doamna Gorghiu, cât sunteți de rea? Atât de anaibii sunteți încât nu puteți ieși din paradigma aia veche. Acum pentru domnul Dragnea sunt mai importanți cetățenii. Și chiar cetățenii ăștia vii, n-am fi crezut. Și mai stă omul și cu mâna întinsă, sperând să nu primească pietre în cap. Să rudați cu pietre în domnul Dragnea, doamna Gorghiu. Nu mai fiți rea, doamnă, că nici domnul Dragnea nu mai e pervers. Și nici marmota... În continuare sunt foarte deschis. A ieșit domnul Klaus Iohannis. Da, a și vorbit. Mă rog, e mult spus a vorbit. Președintele, după o pauză de 50 de zile, a ales să vorbească la Atenție, o conferință internațională dedicată opticii, ținută la Academia Română. Ieri la festivalul Enescu, azi la conferință de optică. În timp ce ăștia o ard toată ziua cu codul fiscal, iar prin Europa mărșeluiesc mii de refugiați. Unii ar fi vrut să aibă parte de o vară mai agitată politic. Poate că pe alții îi nemulțumește lipsa așa numitor breaking news. Nu, deci nu pot să mă abțin. Am încercat, dar nu pot. Mă scuzați. Voi observați că președintele nostru abia vorbește? Pare că are nevoie de recuperare, precum cei care nu pot să meargă după un accident. Oare o mai fi pronunțat vreun cuvânt în limba română în vacanță? Domn președinte, luați-o, domne, ușor, să nu faceți vreo întindere la amigdale care să vă țină departe de microfon tot sezonul. Și vă rog eu, nu ne considerați idioți că am vrut să vă știm părerea pe anumite teme. Refugiați, absența premierului și toate celelalte. A mai fost unul la Cotroceni care din proști nu ne scotea. Pe bune, zâmbiți așa foarte ironic, gen, băi, băieți, habar n-aveți, sunteți niște țărănoi nebuniți după breaking news. Nu se face. Pentru mine însă, conduita promisă și prioritățile asumate au rămas aceleași. Este momentul unui consens politic și social real pentru o Românie creativă.
Nu s-au schimbat prioritățile? Poate nu le-am înțeles noi bine, cred că trebuie să ni le mai spuneți odată. Nu, chiar n-am auzit prioritatea asta cu voi vorbi cu voi când am eu chef. Am înțeles, sunteți perfect de acord cu vrăjeala asta, cu tot consensul. Știți ce, domnule președinte? Ne doare exact în cot, dacă voi vă înțelegeți. Singurul consens care ne interesează e următorul: să vedem autostrăzi, să vedem spitale, să vedem școli. Altfel că voi vă pupați între voi și vă înțelegeți, vax. De-aia nu putem noi dormi, că se ceartă Gorghiu cu Ponta. Cred că a venit momentul ca autoritățile să scoată din sertar toate documentele strategice din domeniul cercetării în perspectiva bugetului pe anul viitor. Ați văzut? Ați văzut? A zis în perspectiva bugetului pe anul viitor și a râs. O face la mișto, nu-mi dau seama. Am mai văzut genul ăsta de atitudine în seriale gen Hannibal, zâmbetul ăla care ți îngheață sângele în vene. Și ce e asta cu a venit momentul ca autoritățile să scoată din sertar toate documentele strategice din domeniul cercetării? Domnul Iohannis, spuneți-ne, domne, dacă vă e greu, vă mai lăsăm vreo două săptămâni să vă odihniți după vacanță, hă? Eu atât vă zic, fiți cu ochii pe ăștia doi, Gabi Oprea și Liviu Dragnea. Acum, după ce am stabilit că n-avem președinte, fiți cu ochii pe ei. Apropo, după 10 ani cu un președinte ca Băsescu, e bine să avem 5 ani de pauză, fără președinte. Da, e ca și cum s-a reportat, ca la loto, se dă data viitoare mai mult. Cum vă ziceam, n-avem președinte, premierul vrea și el să plece, dar îl țin ăștia cu dosarele. PNL e ceva așa, o poezie, o poveste, un vis urât. Deci rămân Dragnea și Oprea. Fiți cu ochii pe ei, foarte bune amândoi, din vară la steaua, cum ar zice Gigi. Fără să facă vreo referire la cel care a ocupat funcția de președinte al PSD înaintea sa, Liviu Dragnea a spus că nu mai vrea ca partidul să aibă un singur comunicator și a amenințat pe miniștri că îi va evalua în funcție de ieșirile publice. Ca atitudine s-au schimbat, încă n-au spart televizoarele, dar eu cred că încet, încet o să iasă și pe la televizor. De ce să spargă televizoarele, domnul Dragnea? De ce să spargă televizoarele? Am dat bani pe ele. Mai plătim și acum la francii ăia elvețieni. Lăsați să nu spargă televizoarele. Nu știu de ce are Liviu Dragnea impresia că problema actualului guvern ar fi că nu prea ies miniștrii la televizor. Ca și cum vezi, doamne, de-aia nu sunt bune unele măsuri, că nu ne sunt spuse dinainte. Adică de-aia n-a fost bună taxa pe stâlp, că n-a comunicat-o bine Vâlcov sau Teodorovici, care o fi fost. Da, așa, un fel de a comunica nimic văd și la domnul Liviu Dragnea. Mai tare a fost o jurnalistă. Auzi, să le spună să nu mai intre prin spate. Domnișoară, nu venim cu viața noastră privată la televizor. Păi ce-ar fi să înceapă domnul Dragnea să ne spună de una și de alta, și de toate proprietățile, și de conturi, și de alea-alea? Ne îngrozim, o luăm la fugă. Deci gata cu intratul prin spate, da? Oricum, în altă parte e buba. Fiți atenți cum vorbește Liviu Dragnea despre Victor Ponta. Este un cod fiscal care a fost trimis în Parlament de un premier curajos și un guvern curajos, și avem foarte mari speranțe că, începând cu 2016, măsurile din acest cod fiscal vor genera creșterea economică. Bla, bla, mă rog, dar la început ați auzit? Un premier curajos, un guvern curajos, dacă nici asta nu arată clar că o să-i o tragă lui Ponta rău de tot, o să-l auzim pe Ponta exact cum zicea fata aia: vă rog, vă rog, spuneți-i lui Liviu să nu mai intre prin spate. Nu, că asta e genială, genială, vă spun. Haideți, vă rog, puneți un popcorn la microunde și așezați-vă confortabil. Gata? Deci, PNL își face un nou guvern din umbră. Dar ce ați făcut cu celălalt, fraților? Nu înțeleg, ăștia au depus moțiuni împotriva guvernului PSD și a picat guvernul lor din umbră? Nu, serios, au stat în opoziție până li s-a părut prost guvernul lor din umbră, care nu guvernase nici măcar o zi.
Pe lista de ministeriabili ai PNL se află Claudia Boghicevici, Sulfina Barbu, Cristina Pocora, Marian Petrache, Teodora Tănasiu, Alexandru Nazare, Ionuț Stroie, Cezar Preda, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Eugen Nicolaescu, Cristi Bușoi sau Virgil Popescu. Da, de plictiseală, ce naiba să faci? Schimb chestii. Cum le apucă pe femei mutatul mobilei. Stai și tu ca omul, te uiți la meci, o auzi. Hei, iubi, ce-ar fi să mutăm dulapul ăsta în camera cealaltă? Te rog. Probabil Alina Gorghiu a venit cu ideea. Stătea și Nea Vasile la un șpriț și se uita la Steaua cu Viitorul, la noi pe TVR1, da, că transmitem și noi de acum marile meciuri din Liga 1. Când a auzit-o pe Alinuța: Vasile, să știi că eu nu mai pot. Vreau să schimbăm guvernul din umbră, Vasile. Nu-l mai suport. Îl arunc pe geam, îl duc la gunoi. Ne luăm alt guvern din umbră, Vasile. Am cerut ca toate aceste comisii să aibă minim 3 comunicatori. Adică oameni care iasă în media și comunică politica publică din domeniul respectiv. Oamenii care iasă în media... Nea Tanasiu ăsta caută comunicatori, el comunicând cu oameni care iasă. Da, ce să zic, sunteți pe drumul cel bun, multă baftă, pa! Ne revedem la următorul guvern din umbră. Adevărul e că și vremea ține cu ei, e un soare. Cum vă spuneam și aseară, a fost ziua limbii române, la mulți ani. Da, nu știm exact câți ani a împlinit și nici nu-i frumos să o întreb, dar așa vreo 500 să tot aibă. Destul de tinerică, într-adevăr, și se ține bine. Mulți spun că-i frumoasă, tare, poate de-aia o și violează românii cu atâta poftă. Totuși, uite că ieri a primit un cadou frumos. Până și Maria Grapini a scris aproape corect pe internet. Mare lucru! Eram olimpică la limba română. Problema mea este de ceea ce scriu acolo, da? Ceea ce nu înseamnă că Maria Grapini nu s-a remarcat și zilele astea cu perlele sale. No. A mai torturat câteva cuvinte, a mai băgat niște dezacorduri, a reușit să inventeze cel puțin un cuvânt, dar cea mai tare a fost asta cu cartea Mihaelei Mitroi. Bună dimineața! La cafea am recitit ceva din cartea Mihaelei Mitroi, Neprețuitele femei. Mihaela Mitroi este una dintre femeile pe care le apreciez, de aceea îi citesc cărțile. Frumos, bravo, felicitări! Problema e că pe autoarea cărții pomenite nu o cheamă Mihaela Mitroi sau M. Mitroi. O cheamă Mihaela Miroiu. Atât de tare o apreciază Maria Grapini pe Mihaela Miroiu, încât i-a pocit numele de 2 ori într-o secundă, pac, pac. Doamna Grapini, dacă mă urmăriți, uitați cum faceți. Ca să nu mai comiteți gafe de astea, ca să nu mai pociți numele autorilor, ca să nu le mai scrieți greșit data viitoare când mai citiți vreo carte și vreți să împărtășiți experiența, spuneți că e scrisă de Dan Voiculescu, doamnă. Da, indiferent de autor, spuneți că e vorba de Dan Voiculescu, măcar știți o treabă. Ci că liberalii s-ar cam depărta de președintele Klaus Iohannis. Adevărul e că chiar dacă vrei să stai lângă el, n-ai cum că nu-l găsești. Ar trebui să ne facă dânsul un președinte din lemn, da, că se pricepe la bricolaj. Să-l lase în țară, ne mai gudurăm și noi pe lângă el, mai stau de vorbă și liberalii cu cineva. Cum erau căluții de lemn, tot așa, un președinte de lemn pe rotile, foarte elegant. De ce credeți că există voci în spațiul public care vorbesc despre o detașare a președintelui Klaus Iohannis de fostul său partid? Sunt corecte vocile care spun că există detașarea și nu să vă spun de ce. Constituțional, președintele nu mai este membru al Partidului Național. Cu sufletul Național poate Liberal să rămână alături de partid. Ale naibii animale, cum au simțit, cum simt câinii cu tremurele, ce au zis: auleo, ne scufundă neamțul fraților, ne trage și pe noi după el, că-i mare ăsta, pun o labă pe partid, îl bagă la fund. Ia mai bine să luăm noi niște distanță, așa, să ne uităm de la depărtare, cum se frânge ca Titanicul de la 1400% încredere. Eu sunt convinsă că... Privește cu mare atenție către activitatea Partidului Național Liberal, privește cu atenție la evoluția și la semnalele pe care acest partid, cred că cel mai mare partid din România de la momentul acesta,
E, ce vorbești? Să vedeți în câteva luni cum o să se vaite PNL-ul că îl trage și pe președinte după el. Haide bă, Plăvane, bă, mișcă-te și tu, mai deschide gura aia. O să ajungă domnul Predoiu, locomotiva partidului. Pa! O să-l ia să meargă cu Nașu și pe Iohannis, vreo două stații. Da, ăsta-i viitorul, e clar. Acu pe bune, doamna Gorghiu, dacă vedeți că se împute treaba și scade mult în sondaje domnul președinte, ziceți că era PSD-ist, doamnă. Da, omul lui Ponta, emanația lui Iliescu. Mă rog, sunați-o pe Gabi Firea. Mai știe ea niște lături de astea cu care s-aruncați. E bună de tot. Care era sărbătoarea aia cu sperietură, costume, când caută oamenii să se deghizeze cât mai fioros? Așa, mă! Halloween-ul ăla! Ok, ei bine, acum nu mai e nevoie de costume. Știți ce trebuie să vă luați dacă vreți să speriați lumea de adevăratele? O legitimație de procuror DNA. Succes garantat! Domnule prim-ministru, nu vă supărați, dați-mi pe cineva de la dumneavoastră să mă duc la fonduri europene. Pentru că, dacă îmi dă niște bani, în loc să fac unul, fac trei. Promit că nu le duc la Monte Carlo, le las aici. Și el zice, domnule Țiriac, nu am pe cine. Le e frică la toți, le e frică să spună și da și nu și să sufle, pentru că îi duce la DNA. Fantastic, nu mai rezist. Cred că e a 10-a oară când aud placa asta cu funcționarii care nu mai au curaj să facă nimic de frica DNA-ului. Au spus operând Mazăre, Ponta, Hrebe. Deci numai băieți finuți, imaculați. Trei victime inocente ale procurorilor. Iar acum povestește și Țiriac faza asta cu Ponta. Care Țiriac, vă spun așa, ca o paranteză, zicea acum 2 ani că nu-l interesează fondurile europene. Iar acum, când îl interesează, poftim. Nu se mai poate, de frica DNA-ului, desigur. Vreau să schimbăm o anumită atmosferă de suspiciune, de reclamații, de plângeri, de dosare, de... Toată lumea în această țară nu mai semnează, nu știu cum se întâmplă la dumneavoastră la universități, dar la guvern nu mai semnează nimeni absolut nimic. Păi, în cazul ăsta, dacă insistați pe această idee, e clar că nu ne mai rămâne decât să desființăm procuratura. Haideți, domnul Ponta, desființați DNA-ul ăla și gata. Hai curaj, băgați o ordonanță, ceva, o hotărâre, găsiți voi o soluție. Iar dacă nu găsiți, vă dau eu una. Faceți un proiect pe bani europeni pentru desființarea DNA-ului. Păi nu... Deținutul Ioan Niculae, cunoscut drept cel mai bogat român, rămâne deocamdată după gratii. Cererea lui de eliberare condiționată a fost respinsă de judecătoria Găiești. Deci omul ăsta a scris degeaba 5 cărți? Se pare că nu învățăm nimic din istorie. Văd că a început iar prigonirea intelectualilor, da? Miliardarul Ioan Niculae a reușit să scrie cărți documentate despre agricultură și chimie. Este și zona în care a dezvoltat afaceri prospere. Cele 5 lucrări au fost evaluate de profesori universitari care au precizat că sunt valoroase din punct de vedere științific, așa că au ajuns la tipar. Da, fraților, nu vă faceți că n-ați auzit. Da, acest om a scris 5 cărți în 5 luni de închisoare. Luna și cartea. I-a pus la respect pe toți scriitorii din manualul de literatură. Nu doar pe scriitorii din sistemul penitenciar. Porecla cel mai bogat român este o etichetă superficială deja. De acum ar trebui să-i spunem cel mai bogat scriitor condamnat din lume. Ci că Gigi și Copo s-au turbat. Da, au cerut să intre la loc la Pârnaie să-i dea replica. Sunt convins că a depus un efort foarte mare la lucrarea domniei sale și am dat considerația pentru munca lui. Și stați puțin, că nu e vorba de niște simple cărți aici. Noi vorbim practic despre lucrări științifice, da, da, exact. Niculae și colegii lui nu sunt niște simpli scriitori, niște terchea, berchea muritori de foame. Sunt oameni de știință. Râdem, glumim, comentăm, dar sistemul penitenciar a ajuns să scoată mai multă inteligență decât marile universități ale lumii. Și știți ceva? Cred că e vremea să trecem la nivelul următor, da? Închisoarea doctorală. A? Domnul Gabi Oprea, haideți, domne, luați niște doctoranți de la Jilava, că-i păcat, se irosesc oamenii ăia acolo degeaba. Ia uite, domne, toată lumea critică CNADNR-ul, că abia toarnă 3 roabe de asfalt pe an, că stă 10 ani să reabiliteze un DN-ul și că face lucrări fără autorizație de construcție. Dar nimeni nu știe cu adevărat ce piedici are de învins compania asta ca să ne ofere nouă autostrăzile alea care crapă la o săptămână după inaugurare.
Liliecii, Castorii, chiar și un cimitir au întârziat mai bine de un an construcția autostrăzii Lugoș-Deva. Să nu credeți că este o glumă. Asta susține chiar șeful drumurilor din România, Narcis Neaga. Când au crezut că treaba e cam gata, muncitorii au descoperit un cimitir. După ce a început lucrările la drum, dintr-o dată a dat de un cimitir care nu funcționa acolo. Hai că asta e tare, că nu era un sit arheologic, erau pur și simplu niște cadavre. Deși în acte scria că e câmp agricol, că e pășune. Dacă vorbeam de autostrada din Teleorman, poate că nu era o problemă, că luau morții și îi trimiteau la vot. Dar la Lugoș n-au avut ce să facă, au chemat procurorii, logic. Stați, stați, nu vă bucurați că procurorii s-au ocupat doar de cadavre. Nu s-au uitat și la achiziții sau la studiile de fezabilitate, nu. E, și după ce au vorbit cu procurorii, ce credeți că au făcut oamenii de la CNADNR? Constructorii s-au văzut nevoiți să cumpere chiar și cele necesare unui parastas. Am făcut un parastas. CNADNR-ul a făcut parastas? Pe bune? Și a ieșit bine? A fost lumea mulțumită? Au zis ceva morții? Nu, serios, habar n-aveam că s-a schimbat obiectul de activitate la compania de drumuri. Sau exagerez eu? Oare nu era cazul să vorbească și ei cu o biserică să se ocupe? Alo, domnul părinte, uitați, avem aici niște răposați, vedeți și voi cum procedați. Faceți voi formalitățile, tot se laudă domnul director Daniel Ciobotea cu actele de binefacere, nu? Bă, Duriașul, bă! Paștere și evanghelia mamelor și taților voștri! La muncă, ortodoxilor! În fine, să trecem peste acest moment de rătăcire, să zicem că n-am înțeles eu ideea. Să mergem mai departe. După cadavre, muncitorii de pe autostrada Lugoș-Deva au descoperit o colonie de lilieci, apoi niște castori. Astea sunt specii protejate de lege, așa că lucrările s-au împotmolit. A, dar iată, mi se spune, îl avem în direct pe șeful de șantier. Cum? Paulică Frânaru, dacă am înțeles eu bine. Bună seara, am înțeles bine? Fiecare înțelege ce vrea, domnule, e o țară liberă. Nu, domnule, de nume zic, să nu vă greșesc numele. Nu ați greșit, domnul Guran, nu. Pătraru, nu Guran, nu mai e... A, Avram, scuze, pare bine. Nu, Pătraru, mă rog, lăsați, nu e problemă. Așa. Povestiți-ne cu parastasul ăla. Pe ce să povestesc? Ați făcut colivă? Am făcut. Bravo! Și cum v-ați descurcat? Cum a ieșit? Păi normal că ne-am descurcat, domnule, că am avut specialiști cu noi. Ce specialiști? Păi n-am făcut, domnule, de capul nostru. Întâi am făcut un studiu, proiect, studiu de fezabilitate, tot așa. Studiu de fezabilitate? Da, domnule, am avut licitație, firmă de consultanță, să vadă cât arpacaș trebuie, câte bombane, ce culoare să fie bombanele și tot așa. Cum, domnule, a venit o firmă de consultanță să... Păi și ce voiați, domnule? Au venit, au făcut, s-au uitat, au găsit cea mai bună soluție tehnică și doi... Ce soluție, nene, la o colivă ai nebunit? Pe, te pricep și la colivă acum. Păi normal, domnule, că au făcut un studiu. Ce vrei, să ni se crape coliva la o oră după inaugurare așa? Ce inaugurare? Păi întâia panglică, domnule, după ce a fost gata. Domnule, faci mișto de mine? Cum să fac, domnule, mișto? Fraților, ăsta e de la CNADNR, pe cine mi-ați adus? Am fost, domne, la CNADNR, dar acum s-a făcut altă companie, una nouă, care se ocupă de parastase și mormântări. CNUD, îi spun. CNUD? Adică? Da. Ce înseamnă asta, CNUD? Păi CNADNR, ăsta înseamnă Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Așa, și CNUD? Compania Națională Ultimul Drum. Și e bine acolo? Da? Păi e bine, domnule, cum să nu fie? Crezi că vrea cineva să pună cu noi? Da, dumneata, spune-mi sincer, ai ciufulit ceva sau... Nu, pe căldura asta, domnule, apă, ce să bea? De care apă, domnule? Mineral. E clar. Bine, vă las acum, domnul Frânaru, la revedere. La revedere, domnule, să trăiți, domnul Mircea Radu, bre. Sănătate. Sănătate. Da, iată că avioanele au zburat și vor zbura normal deasupra României, căci controlorii de trafic aerian de la Romața au renunțat la greva aia cu care ne-au tot amenințat de câteva săptămâni. S-a anulat, gata. Iată o veste bună, probabil e prima dată când pasagerii se bucură că s-a anulat ceva în domeniul avioanelor. Așadar, zborurile vor fi după programul lor normal. În ceasul al 12-lea, patronatul și sindicatul de la Romața au reușit să cadă la pace, așa că astăzi, pentru controlorii de trafic, este o zi victorioasă pentru că au obținut tot ce au cerut. Cred că singurii care s-au ofticat au fost parlamentarii din provincie, cei din Iași, din Timișoara, din Satul Mare, ăia de departe care circulă cu avionul și care sperau să aibă un motiv să mai întârzie câteva zile pe acasă. În rest, toată lumea e fericită în frunte cu sindicaliștii și, desigur, cu Ponta.
dat seama, o grevă acolo are niște consecințe extraordinar de negative. Ori trebuie să pleci pe la Istanbul, Victore? Nu știu, întreb și eu. Mă rog, să trecem peste asta, așteptăm acum și reacția lui Klaus Iohannis, normal. Dar nu imediat, nu, nu. Peste vreo 2-3 săptămâni, așa. Știți că el reacționează mai greu. Cum adică ce reacție așteptăm de la Iohannis? Să se urce într-un avion, așa ușurel, pas cu pas, și să plece într-o vacanță, logic. De ceva timp, Sorin Ovidiu Vântu trece printr-o fază de-asta tare ciudată, în care dă sfaturi. În general, vorbește despre ce trebuie să faci ca să te îmbogățești. Iar sfaturile pe care le dă sunt extrem de precise, poate prea precise. Uită-te la celălalt, fix la rădăcina nasului. Nu în ochi, nu pe buze, atintește-l cu privirea la rădăcina nasului. Privirea va căpăta o greutate specifică și îl va face pe celălalt să-și plece ușor ochi. Din acel moment, ai autoritatea asupra lui. Acum sunteți sub puterea mea. Privirea pe care am țintit-o asupra voastră și care are greutate specifică v-a transformat în servitorii mei obedienți. Gata, merge? Deci asta trebuie să fac dacă vreau să fiu la fel de bogat ca Vântu? Trebuie să mă uit la oameni fix la rădăcina nasului? Și cam câte rădăcini de nas trebuie să vezi ca să ajungi în top 300 cei mai bogați români? Mă rog, ideea e că Vântu a trecut la un alt nivel, da? Nu mai dă sfaturi despre cum să te îmbogățești. Acum își învață fanii de pe Facebook să agațe femei. Pentru a putea manipula o femeie, îți trebuie 3 lucruri. Să-i oferi certitudinea că îi poți oferi protecție. Nu protecție fizică, nu că ar fi de neglijat, dar nu asta caută o femeie în primul rând, ci protecția materială, să știe că nu va avea o viață cu lipsuri alături de tine. 2. Trebuie să-i oferi puțin romantism, în doze rezonabile. Oricât de bengoasă s-ar da o muiere, are nevoie de acest romantism. Și 3. Trebuie să știi să o faci să râdă. Și ce le mai făceai tu să râdă, nea Sorine? Da, atunci când vrea să devină romantic, ce îi șoptește Vântul unei femei? Oare chestii de genul... Hei, baby, mâncați-ași rădăcina nasului în care mă uit acum. Dormi liniștită, femeii lucrează pentru tine. Și oare ea e atât de fraieră să-l creadă, la fel ca milioane de români? Elena Udrea, Radu Mazăre și alte personaje care au condus țara asta, care au făcut programe și investiții, nu-i așa? S-au plâns de condițiile de la Beciul Domnesc. Corect? Corect. Păi atunci să-i caute cineva să le arate aceste imagini de la Spitalul Județean din Constanța. O să spună mersi că n-au ajuns acolo. Gata, gata, stop, vă rog, mă scuzați, poate ați mâncat ceva și eu bag de astea. Dar ați reținut, da? Spital județean și nu de oriunde, ci din Constanța. Oraș de oraș, cu carnavaluri, cu fițe, cu sclipici. Da, sigur, finanțarea spitalului județean nu depinde de primar, de primărie, de autoritățile locale în general. Deși la județeanul din Constanța s-au implicat masiv liderii locali. Și nu vorbim despre orice lideri, rețineți. Vorbim despre unii dintre cei mai capabili, mai gospodari și mai influenți din România. Nicușor Constantinescu, Radu Mazăre, Suleiman, Ludovic, Ramzes, dăștea. Sunt 8 paturi și ai loc între paturi un metru, ele fiind 3 suprapuse una peste alta cu un veceu, unde n-ai cum să tragi apa la veceu, ea curge printr-o țeavă și trebuie să pornești țeava aia ca să faci apa la țeava aia care curge jos și ca să faci duș, pornești apa aia. O pornești pe aia de sus și dacă e prea fierbinte o mai reglezi de aici de la veciu. Da, ce să facem, nene, asta-i soarta. A fost nevoie ca politicienii să intre la beci ca să descopere că trăim în, mă scuzați, rahat. Și gata, destul. Trebuie să adaug doar că pozele din spital au fost postate pe internet de un elev de 14 ani care a fost surprins să descopere asemenea grozăvie în anul 2015. Pe bune, mi-e și milă de gândacii ăia, riscă să se îmbolnăvească în spital, nu vă dați seama. Nu, pe bune, e inuman.
Fiți atenți aici. Un tânăr de 19 ani fără permis auto ia mașina lui tăticuțu, pleacă la un magazin din marginea satului și lovește un om. Până aici nimic ieșit din comun, se întâmplă frecvent, mai ales la țară. Și totuși acest tânăr a reușit să iasă din tipare. A fost mai creativ, așa. Sta să vedeți ce idee i-a dat prin cap. Deci a venit ideea, n-au mai ținut-o frânele, a venit în viteză și l-a izbit frontal, așa, zbang, ce să mai, nicio șansă n-a avut săracul. Imaginile au fost surprinse în localitatea Nazarcea din Constanța. Tânărul de 19 ani parchează lângă un magazin, coboară grăbit și se întoarce repede. Pornește de pe loc fără să se asigure, moment în care un bărbat aflat pe un moped se izbește de el. Șoferul nu are nicio reacție și își continuă drumul. Câteva minute mai târziu se întoarce la locul accidentului cu tatăl său și împreună iau o decizie uluitoare. Urcă victima în mașină și o duc la ei acasă fără să anunțe poliția. Abia de aici sună la ambulanță. Medicii, dar și polițiștii alertați de martori, au găsit bărbatul întins pe pat, sângerând. Ce s-a întâmplat? Cum te simți? De ce nu te duci direct la spital? Nu știu. A vrut să mușamalizeze accidentul? Așa. Conducătorul auto a hotărât să soluționeze evenimentul într-un mod personal. P-ați văzut? L-a lovit pe ăla, l-a lăsat acolo plin de sânge, dar ce zic eu l-a lăsat? Bine că nu i-a dat și un cap în gură. După care a venit cu tăticuțul și l-a luat acasă, fără să anunțe poliția sau ambulanța. Iar copilul de la volan n-are nicio greață, adică n-a pățit nimic, e bine, stați liniștiți, nu vă faceți probleme, nu? M-am sacat și pe aia m-am întors înapoi și am vorbit cu el, să vedem ce facem. L-ai luat acasă la tine? Da. De ce l-ai luat acasă? Păi să vorbesc cu el, că... A, ok, păi zi așa, mă, băiatule. Eu mă speriasem, credeam că ați luat victima să o duceți la spital. Sau măcar să o pansați, să-i dați o țuică, să-i treacă șocul. Deci l-ați luat pe omul ăla să vorbiți cu el. Poate se simțea singur și n-avea cu cine să vorbească. Bun așa, bravo. Parcă aud și discuția. Ai, bă, frățioare, lasă astea că scurge sânge, că nu știu ce. Hai, nu te mai văita, că nu ne impresionezi. Ia zi tu, acu, cine plătește mașina pe care ne-ai lovit-o tu mai devreme, a? Tema refugiaților continuă să ocupe mare parte din spațiul jurnalelor de știri. E și normal, părerile sunt împărțite, poate prea împărțite. Că refugiații nu vor să vină pe aici, am înțeles, știm de ce. Au auzit și ei ce se întâmplă în România. Dar să știți că românii ar vrea, da, cel puțin românii lui Răzvan Anghelescu. Vax populi! Ați putea să luați acasă, nu știu, 2-3 refugiați de ăștia? De plăcerea, da, am. Și noi cu partea financiară stăm prost. Ați luat acasă? Poate că aș lua, poate că n-aș lua. Câți aș putea să luați dumneavoastră? Cam câți refugiați de ăștia din Siria? Vă zic, în funcție și de salariul care l-am, dacă pot să-i întrețin. Aș putea să iau, dar eu știu dacă ei o vrea să vină. Am înțeles. De ce credeți că n-ar vrea să vină la dumneavoastră? Eu știu, poate n-are loc de muncă, n-are pe undeva să-și șadă, adică la mine are un să-și șadă, are unde. Doi ați lua. Femei, bărbați, cum? Soț și soție. Soț și soție, corect. Și poate un copil. Poate un copil. De ce ați lua acasă? Ce ați face cu ei acasă? Când ați ajunge? Păi, ce să fac cu ei acasă? Nu, adică i-aș pune la muncă, i-aș ține. Bineînțeles că poate i-aș pune și un pic la muncă, dar nu să-i exploatez. Păi noi am luat acolo o familie, nu știu. Maxim o familie. Ce ați face, doamnă, cu ei? Păi i-ați văzut așa, nu știu, cum păi, i-ați pune la treabă? Păi la treabă nu i-am pune, i-am încercat să-i găzduim până își găsesc ei de treabă. Dacă ar fi o familie, dacă n-ar fi... 2-3 ați lua așa? Aș lua, aș putea, da. Și să-i țineți acasă, adică... Bineînțeles, bineînțeles, dacă ar vrea să șadă la noi. Câți ați putea să luați dumneavoastră acasă? Nu știu. 1-2. 1-2 maxim. Ce-ați face cu ei acasă? Ați ajunge acasă? Nu știu ce se pune la treabă sau... Se dau și bani, apropo de asta, de la Uniunea Europeană? Treabă nu, dar adică undeva să-i găsească și găsească de lucru. Ați luat acasă un refugiat ăsta să aveți grijă de... Când? Bă, când? Și v-ați ocupa așa și de educație, spuneți. De educația lui. Și plus de asta e evident, ar fi modest, ar fi corect, ar fi... Din orice punct de vedere... Ați face dintr-un refugiat ăsta un om de bază așa? Dacă aș avea posibilități, da. Aș lua 1-2, dar nu cu bani sau cum ia lumea de îi duce și la moarte. Și duce cum îi duce. Ați lua. Da. Ați fi de acord. Da. Bun. Uniunea Europeană dă niște bani pentru astfel de lucruri. Adică ați primit și bani de acolo. Așa, dar?
Cum vi se pare? Adică ați fi de acord? Să-l primiți, să luați și banii ăștia? Dacă e familist, l-aș trimite la școală, să facă școală, să aibă și un loc de muncă în România, la ce mai există. E timpul pentru o veste bună. Se anunță un nou val de ieftiniri. Da! După reducerea TVA-ului la alimente, guvernul nostru iubit și competent vrea să mai scadă ceva. De data asta, e vorba de tarifele pentru vânătoare percepute de la cetățenii străini. Deci, dumneavoastră s-ar putea să nu intrați în categoria beneficiarilor. În primul rând pentru că e o chestie pentru străini, cum ați auzit, și în al doilea rând pentru că nu vă place, probabil, să omorâți viețuitoare nevinovate care nu v-au făcut nimic rău. După 14 ani în care tarifele au rămas neschimbate, noul ordin de ministru cu prețurile minimale pentru vânătoare valabile în cazul cetățenilor străini ar putea intra în vigoare de luna viitoare. Deci, normal, oamenii și-au dat seama că tăind toate pădurile, rămân cu animalele sălbatice pe stoc. Așa că le dau și ei pe astea mai ieftin, să scape de ele. Haideți, dragi străini, că pe astea le mai avem și noi, să plecăm acasă. Dar haideți să vedem prețurile, să vedem și noi ce ne-am putea permite dacă am fi însetați de sânge. Cei care vor să împuște un astfel de exemplar vor da numai 4.000 de euro în loc de 7.000 în prezent. Punctajul este dat de măsurători după standardele internaționale. Și urși mai puțin valoroși s-au ieftinit cu 2.000 de euro. În plus, vânătorul plătește cu 500 de euro mai puțin pentru un animal pe care l-a rănit, dar nu a reușit să-l prindă. Nu. E scump, domne. Cel puțin pentru mine, n-am vândut nici toată publicitatea la emisiune. Să omor un urs e foarte scump. Parcă nici să-l rănesc n-aș da atâția bani, dar uite, cred că mi-aș permite totuși să-l sperii. Auziți, domnii de la Ministerul Mediului, dacă vreau doar să sperii un urs, cât mă costă, domne? Dar stați, că există și animale pentru care a crescut prețul, grijă mare. La noi doar marmota s-a scumpit cu 100 de euro, iar ciocârliile vor putea fi vânate doar câte 50 pe zi de persoană față de 100 acum. Uite, vedeți că n-am dreptate. România știe să-și protejeze marmotele. Mă rog, cine știe ce pile or avea și marmotele astea prin coaliția de guvernare. Din ce am auzit, ci că ar fi înrudite cu șobolanul pe care îl poartă domnul Dragnea sub nas. Da. Asta a fost, dragii mei, haideți că încet, dar sigur ne dezmorțim și intrăm pe meserie. Ne vedem și mâine, nu uitați, ne-am mutat, da, de la 10 seara. Ne găsiți pe Facebook la pagina Starea Nației, dar și pe www.stareanației.ro. Eu scriu din când în când pe blogul meu la www.potraru.ro. Cine vrea minute de publicitate, să ne caute.